Unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, Cabron, a fost prezent ieri în studiourile Alba TV la emisiunea Duminica e Chic. Acesta a vorbit atât despre hitul Iarna pe Val, dar a dezvăluit în premieră și cum se va numi următorul single. Aici în România nu se repări din elei, care de obicei au un garaj în Bentley, care de obicei se îmbată din cristal sau măcar din Dom Perignonar, sau au vilă pe dar direct la Hollywood. Aici în România transmitem din sud, cu sau fără bani am rămas mereu împreună. Mulți vor zice Cabron a dat-o în glumă. Pe Cabron îl recunoaște oricine, mai ales după ce a zguduit clasamentele muzicale, radiourile și cluburile alături de Loredana și hitul Apa. Așa coincidență n-am mai întâlnit. Nu mai pune întrebări că mă oblig să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau. Ca să nu mai vorbim de ce furori a făcut cu piesa Iarna pe Val, care este acum pe buzele tuturor. Și lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar am hanorac roșiu. Că-mi place să mă deghizez, în orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu, cum o ard eu. Și cu frații mei, dintr-un club sau până la trei. Ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe bar, n-aștept sezonul estival, Cabron a fost duminică invitat în studioul emisiunii Duminica e Chic. Acesta nu a venit singur, ci alături de Ioni, unul dintre colaboratorii pentru piesa Iarna pe Val. Am lucrat, am făcut piesa asta împreună cu WhatsApp. Și el în perioada aia avea piesa de succes ca la Meteo, eu aveam Apa cu Loredana și ne-am gândit că împreună putem să facem ceva tare și am făcut piesa asta. Urmează, până în vară urmează să mai scot încă o piesă nouă care se cheamă Frunzele și Iarba. Frunzele și Iarba, niciodată, pe bune? Niciodată n-am zis, da. Ei, bun. Mulțumim atunci. Bine, nu vă gândiți la prostii, Frunzele și Iarba, natura, parcul. Cât de frumos e când frumusețe, e totul verde, bancă, da, fete, acum flori. Pe final, Cabron a transmis și un mesaj telespectatorilor prin intermediul nostru. Dacă ești fanul cuiva, te aștepți mereu să scoată din ce în ce clipuri mai de calitate și atunci, ca să fie mai de calitate, trebuie să plătești ca el să aibă bani să facă, să-și permită să facă treaba asta. Dacă nu, se termină. Emisiunea Duminica e Chic vă așteaptă și cu alte surprize și alți invitați speciali și săptămâna aceasta. Duminică 10 martie de la ora 13, printre invitații surpriză, se numără și băieții de la Moving Elements.